Băieții care se pregătesc pentru un recital, este vorba despre trupa Los Anonymous, au concerte în toată țara, abia s-au întors în orașul natal, este vorba despre, bineînțeles, Piatra Neamț, de aici au plecat și au început ușor, ușor, ușor să cucerească și alte orașe, să participe la emisiuni, la posturile centrale de televiziune și, bineînțeles, să se întoarcă din când în când și acasă, pentru că, nu-i așa, e bine să nu uităm niciodată, să nu ne uităm niciodată originile. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi și că petrecem aceste zile împreună și vă las acum, dacă toată lumea este pregătită, în compania formației Los Anonymous! Am aflat cu câteva minute în urmă că formația Los Anonymous a fost prezentă în studioul Pro FM din București și a participat la diverse emisiuni, așa cum vă spuneau, la posturile centrale și sunt bucuroși să vă reîntâlnească pe voi, pe cei pe care îi iubesc cel mai mult, cei care sunt alături de ei de la începuturi. Este vorba despre voi, dragi pietreni, pentru că e atât de frumos la Piatra Neamț și oamenii sunt atât de calzi. Iată, astăzi cei din trupa Los Anonymous s-au întors pentru dumneavoastră cu un recital 100% live, cum de altfel sunt toate recitalurile pe care le susțin cei din Los Anonymous. Mai multe genuri muzicale, vă spuneam, toate le veți vedea în minutele următoare în recitalul pe care l-au pregătit băieții din trupa Los Anonymous, pe care vă invit să-i primim cu multe, multe, multe aplauze aici la zilele orașului Piatra Neamț. Para asta, foarte cald, de tine s-a îmboreza.
ne poartă pe amândoi cu tine la mare, la stele să privim, cu foc să ne iubim în mare. Bucurăm că suntem alături de dumneavoastră în această formulă de 9 inci, Bobo la chitară clasică și electrică, Bogdan la percuție, Sorin cu trombonă, Mircea de la tobe, Tacna Răvas, Iuli, mersi. Pentru Cătălin, chitară clasică, Emi la clape și bineînțeles, Deucă Andrei la saxofon și clarinet. Eu sunt Geo și sperăm în această seară să registrăm cât mai mult. O să schimbăm repede și regulile muzicale, dar până atunci continuăm cu încă ceva latino. Amimora și Ciribi Ciriba pentru toată lumea. Hai băieți!
Francisca, de San Unita, me enamora. O en tu en fieste, o amor, favor. Que tú te baile, que a mi corazón. A chiquitán, chiquitán, tan que tumba, tan que tumba. Chiquitán, tan, tan que tumba, que tumba, que fe. A chiquitán, chiquitán, tan que tumba, tan que tumba. Chiquitán, tan, tan que tumba. Sus brațele sus, sus. Hai tata neam, sus brațele. Sunt bine. El este Bogdan Percuție. Cine bate pe ritmul ăsta? Ei bine, bine. Mergem la altă melodie pe care am compus-o noi. Se numește simplu Sunt îndrăgostit. Cred că toți sunteți îndrăgostit de ceva. Nu contează de ce. Măcar să iubiți ceva e foarte important. Cine este îndrăgostit? Vreau să văd o mână sus în aer. Cât mai sus? 30-43. Bun. Bine. Până la sfârșitul programului nostru sper să fim mai mulți îndrăgostiți și să iubim viața în primul rând. Ok, sunt îndrăgostit pentru voi. Și începem cu Cătălin cu chitara. Sunt îndrăgostit
mulțumim, Diana Leanț, foarte mult din suflet! Continuăm cu două cuvinte frumoase. Tot mai ceartă lumea din trupă că nu-i corect cum spun două cuvinte. Te iubesc, nu știu cum să le spun. Nu mai contează cine spune te iubesc. Numai fetele, băieții, după două, trei veri genul ăsta, spune și noi, știu. Ok, te iubesc pentru toată lumea și o să vă rog să mă ajutați să cântați cu mine. E foarte simplu, te iubesc, baila, baila, te iubesc. O să vedeți la momentul respectiv. Haideți, băieții! Vreau să ne mișcăm, mai multă mișcare și din public și să cântați cu noi, după care trecem la un alt gen muzical, iarăși care ne place, dar până atunci, hai băiți!
Ioane, Ioane, toată lumea
găsesc un punct necaz. Pune-mi dragostea din tâi, la iubirea cea din tâi, la iubirea cea din tâi. Dacă mă dai mândru ceas, mă trezesc un bun necaz, mă trezesc un bun necaz. În vol pe Ionul vis, cu dorul pe față stins, cu dorul pe față stins. Numai eu nu pot, Ioane, Ioane. Hai să-ți văd cine e! Numai eu nu pot să dor, Ioane, Ioane. Toată lumea doarme, numai eu nu pot să dor, Ioane, 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 Ioane. Toată lumea doarme, numai eu nu pot. Hai de-o că sunt saxofonul să-i străi! Thank you.
știu vă urmă. Ce-am vin să-i mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Ne-am ducat dulce iar mai vede, ce-am vin să-i mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Hai de-o că! Și lumea din spate. Alo! În spate acolo cântă cineva cu noi? Mulțumim! Ia să auzi! Lunca, lunca. Asta-i Piatra Neamță, băieții! V-a spus că ești minunat! Felicitări lui Piatra Neamță, să ne susțineți! Mulțumim și din spate! Da, lunca, lunca, iar mai verde, ce-a venit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scurturat. Mulțumim de tot! Da, Cătălina are dreptate. Eu am făcut un playlist și ca de obicei mă abat de la el, așa ne place mie. Vreau să prezint trupa noastră într-un stil care ne place nouă și o să încep cu toba dreaptă și ea se numește Mircea. Aplauze pentru Mircea și vreau să susțineți acest ritm cu bătăi din palme, exact ce face toba mare. Sus și doamnele, mulțumim! El este Mircea, profesorul nostru de engleză și germană. Când mai facem câte o postare pe Facebook, el ne corectează în engleză. Geo, deloc nu știi să scrii, nu contează, viața merge înainte. Pentru că pe viața e faină. Și o să încep cu ăsta micu și blond de pe scena noastră. Aplauze pentru Bogdanel la secția percuție! Hai, Bogdanel, câte lume te iubește, Piatra Neamț. Secția ritmică la noi este compusă dintre instrumente. E vorba de Toma, Toma Mare. Percuția de Bogdanel. Și basul lui Iulie, aplauze pentru Iulie! Să începem la suport armonic, compus iarăși trei instrumentiști de valoare, de după noastră, și o să încep cu din Spania, pe dumneavoastră, Cătălin Baliardo! Tot la chitară, numai că este puțin mai înalt, și asta și el barbă mai curând. Cel mai frumos bani pe scenă, pentru voi, chitară electrică și chitară acustică, Mr. Popo! Nu uitați, palme ridicate, facem mișcare, transferă câteva kilograme, sus brațele, sus, 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 mulțumim, mulțumim!
care cântă cu acordeonul și, bineînțeles, cu orga, cu clapa pentru voi. Cel mai mic din trupă, dar cel mai simpatic, Emi! Compusă din Jason Statham de Piatra Neamț, de noastră Geno! Și zică mea, băiatul care dansează tot timpul cu mine în evenimente, pentru că știe dansul, simte muzica. Pentru voi, Andrei de Ucă, la clarinet și saxofon! Mulțumim și pentru că viața este faină. O să cântăm o melodie care se numește Viața e faină. Ținem așa până dimineață, după care urmează artiști foarte consacrați.
Dar până atunci continuăm cu Los Anonymous. Vă place Los Anonymous? Și nouă ne place dumneavoastră pentru că ne susțineți și vă mulțumim pe această cale. Am văzut persoane de tot genul, și mai tinere și mai în vârstă, dar asta este, noi vrem să transmitem muzica noastră pentru toată lumea, muzica antrenantă, energică, în care să ne simțim să ne distrăm bine. Până atunci, faină viața și începem cu chitara lui Bobo! Ești atât, un pahar de voie bună, cu prietenii împreună. Am prieteni buni și buni, sunt chiar și puțin nebuni. Dar cu mine stau mereu, și la bine și la greu. Faină viața, ține-o așa, mă! Faină viața, ține-o așa, mă! Mulțumim! Best Show Evans! Aplauze pentru organizatorii Best Show Evans, pentru Lumini, pentru Sunet și pentru faptul că ne-au invitat să cântăm pentru dumneavoastră și continuăm cu Surprise! Oh, e greu! E greu că dansăm mult! Să băgăm saxofonul! O să băgăm saxofonul! Cine vrea saxofonul? Vrei saxofonul? Ok, clarinetul se cere de pe scenă. Continuăm, hai, uite. Thank you.
se duce lumea la culcare. Cine nu stătea prin cârciu de oare. Și-n fiecare dimineață, cine stă cu un felinar în brațe, iese Ion de bată în norocul. Cine acasă și ce focul. Focul care-i frige inimioară, fiindcă nu-l iubește mărioară. Ione, Ione, lune, nu mai ia băiatule. Ione, Ione, lune, fiindcă de râd pe tine. Ione, Ione, lune, nu mai ia băiatule. Ione, Ione, lune, fiindcă de râd pe tine. Că pământul este plin de fete. Dacă vrei să uiți de părioara, hai pe câmpul bine într-o seară. Să cu legenda pentru orice lume, să privim la lună și la stele. Că dați cu mine și Ione, Ione, lune, nu mai bea băiatule. Ione, lune, Ione, Ione, lune, toate vine de aici, și Ione, Ione, lune, Ione, Ione, lune, nu mai bea băiatule. Ione, Ione, lune, fiindcă te râd, fetele. Să-mi vor cu sticla până. Tragem o veție.
vrea să fie. Beau, beau, beau și nu pot să te mângă. Beau, 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 să mor pe sticla mână. Vă mulțumim și ultima melodia noastră o cântăm cu drag pentru toți care ne iubesc și care țin la noi și care ne urmăresc pe Facebook. Nu uitați de Facebook, da? Până atunci, ultima piesă din programul nostru se numește... Avem și o surpriză frumoasă, fostul nostru coleg de la Tobe, Sorin Pavlidis, care nu a mai putut continua cu noi din motive serviciu greu, familie mare. Vrea să cânte și o piesă cu noi, că e dor, de un an de zile nu mai cântă cu noi. Și pentru asta, aplauze pentru Sorin Pavlidis de la Tope! Mulțumim și primăriei, domnului primar. Mulțumim și Beso Evans pentru aplauze pentru toată lumea care ne-a invitat să cântăm. Aplauze pentru voi din partea noastră. Sunteți superbi, sunteți magnifici. Dar până atunci, cântăm cu Sorin o piesă care și lui îi place, cu vibe. Hai, băiții! Mă uit la tine.
aici mărie dragă. A lui cu pe mașa neagră, îl mai mare chinător, t-a prins noaptea la izvor. Chiude că mă prinse, dar ține ușile închise. Am nevoie de vom de regine, vom de la percuție. Mulțumim, la revedere, o seară frumoasă în continuare!